Bună dimineața tuturor, vă salutăm la prima oră și acum facem test de limbă franceză. Bonjour! Hey. Hai, măi, Katie. Katie, doamnelor și domnilor, în această dimineață, de ce franceză? Pentru că ai o noutate muzicală în limba franceză. Așa este. Adevărul e că nu știu franceză. Nu știi. Pentru piesa asta la Cogălnicianu, la liceul Cogălnicianu, ai învățat germană. Așa. Știi germană în continuare? Mă descurc. Dacă nu practici, oricum se pierde, dar nu știu. Doamnelor și domnilor, Katie Rain, după o perioadă de, hai să spunem, 2 ani de zile să rotunjim, da. După o perioadă de 2 ani de zile, în sfârșit ne vedem în platou. Că am mai vorbit noi online, dar nu se pune. Mi s-a făcut dor de voi, recunosc. Te-ai schimbat, cel puțin coafura, ai schimbat culoarea părului, de vestimentație nu mai zic, ești pur și simplu izbitor de atrăgătoare, da? Cu asta au fost de acord toți băieții, da? Marian era cât pe ces, era cu cuțitul în mână. E în stilul piesei, da. Mulțumesc. De Lili nu mai zic, voi fetele aveți o solidaritate aparte. A zis că ești sclipitoare. Ia să ne spui tu de unde să încep. Ce mai faci? Hai așa. Ce fac? Ca la 17 ani cu griji de fărmani. Nu foarte te cred. Bine, da. Nu te cred. Foarte bine, uite, am lansat o piesă de curând în franceză și este și versiunea în limba română. București, Micul Paris se numește, pentru ce îi fac așa o reclamă de dimineață. București, Micul Paris? Și, da. Așa se numește piesa? Așa se numește, da. Versiunea în română. Versiunea în română. Foarte interesant. Cine ți-a făcut piesa? Este Andrei? Vorba de Agav, este Agav, un interpret și compozitor din Franța. Din Franța? Da. Ceva popular la ei. Și nu știu că n-am fost să verific, dar e talentat, pentru că atunci când m-a expediat această piesă, am rezonat instant cu ea și cred că a ieșit, nu știu dacă ai ascultat-o, o să asculti neapărat. Da, o ascult la desert neapărat. Partea bună este că o să te și vedem cântând. Deci e dublu plăcut. Și melodia, deci, îi aparține francezului. Textul pentru versiunea română îmi aparține. Chiar ție? Dar versiunea în franceză, clar, nu eu. Da, mă rog, e franțuzoi de la mama lui, adică știe cum să lipească cuvintele. Și pandemia asta, care continuă, cu părere de rău, pentru asupra ta, cum s-a răsfrânt? Cum să zic, și are două părți și, nu pot să zic că bună, dar pentru mine, într-un fel, nu m-a afectat foarte mult din perspectiva faptului că oricum iubeam să fiu închisă, cum eu zic, în burlog, în studio și să compun. Și am avut perioada asta de posibilitate să creez. Din punct de vedere creativ, ești introvertită, ca să zic, atunci când te pui să compui, să scrii. Dar cred că m-am descoperit, în pandemie m-am redescoperit, pentru că eu credeam că sunt doar extrovertă. Fără oameni nu pot, trebuie să fiu așa, cu brațele deschise. Și acum am găsit un fel de... m-am regăsit bine cu mine. Măi așa. Să fie. Adică te împaci deja cu tine. Da, și-am făcut multe piese, doar că nu le-am lansat. Dar sunt. Mai sunt încă. Urmează. Pot să vă zic încă și cum se numesc, dacă e. Da? Premieră. Hai. De Paris am înțeles următoarea? Restul, deci o să numesc 3 pe care le-am compus eu. Și le-am lucrat și melodie și versuri. Și melodie și versuri. Băi, asta e interesant, și așa? Instrumental împreună cu Vlad Gorban. Așa. Se numesc Maserati, Lele și Desene. Maserati, Lele și Desene. Doar că nu știu dacă am dat când Dumnezeu le Lele se deseneze pe Maserati. Ceva de genul. O să le ascultăm cu mare plăcere. Între timp, tu îți vezi de creație, vrei să filmezi și videoclipuri, reușești, vrei să te investești în videoclipuri la melodiile astea? Vrei cumva să iei din nou turații după ce ai ieșit din izolarea aceea, din fogul creativ? Eu de obicei probabil vreau mai multe decât pot. Da, noi toți suntem la fel. Da. Încet ușor, nu știu, de videoclipuri, deși pentru Lele deja am filmat, este în montaj. Și mai o chestie, știi cum, eu iubesc să investesc în producție și mai puțin în distribuție și mi-am dat seama că e un pic greșită strategia asta mea, pentru că, nu mai deschid paranteze. Mă rog, ești autocritică, e important să ții de calitatea produsului. Și poate chiar dacă uneori cedezi undeva, eu știu, să investești mai departe. Vreau să amintesc tuturor că această doamnă rafinată este și mamă de băiețel. Să fie sănătos băiatul. Ce clasă e acum? Mulțumesc foarte mult. Clasa a doua. Clasa a doua.
și îl tot duci la școală, la școală, reușiți. Da, știi că... Nu face scandal dimineața că nu-i plac papucei, că mășuța nu stă bine, nu? E, deocamdată, mă bucur, da. Eu nu știu ce o să fie peste câțiva ani. Deocamdată e el cel responsabil, care mami, să nu întârziem la școală. Și eu, bravo, băiatul, bravo, băiatul. La ce se descurcă foarte bine? La matematică. La matematică? Da. Așa, și, bravo. La arte, pentru că mai are și vocaționale și îi place, îi plac ce arte. Ce place din arte? Arte, se nume, așa se numește vocațional, arte, deci arte. Desen, face... compoziții, chestii de genul. Ah, bravo, e creativ. E creativ. Da. E creativ. Și totodată cu matematica, e undeva, dacă mai știi, că am făcut și eu științe reale și... Ai aplicat vreodată urechea când l-ai întrebat dacă îi place ceva sau nu îi place dintr-o melodie? Că pun pariu că îi pui câte o piesă și... Dintre ale mame, mele? Ia, da, din ale tare. Ia, da, ia zi, el, ce părere deocamdată piesa lui preferată este aceasta în franceză. Serios? Da, și după aia Maserati. Bravo, bravo. Învață deja și voastră. Germană? Învață germană, da. Da. Asta învăț și eu cu el, adică învăț. Mi-aduc aminte. Katie, așadar, astăzi ascultăm versiunea franceză a acestei melodii, da? Așa este. Versiunea franceză, română, vă amintesc, sună micul Paris-București, da? În franceză, cum se cheamă? Chaleur epic, sudet, mamă, e dimineața și am dormit 3 ore. Mai ușor să cântă.